Mulțumesc, Dana. Mergem în direct la sediul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Acolo Marius Dunca, președintele ANPC, face declarație. În 21.06.2010 se percepe un comision de administrare cont curent. Și contractele au fost modificate de fapt astea? Au fost modificate în 2010, prin implementarea OG 50, Ordonanța de Urgență 50. Exact. Și la fel avem la creditul de nevoi personale. Am o comision de analiză, am o comision de administrare, îmi dea 0,3% la comisionul de monitorizare credit pe care trebuie să le elimine și mi face în comision de administrare 0,3%. Dar în actul adițional, în specifică, clar, că comisionul de administrare este 0. Unde e actul adițional? Domnul președinte, care este modalitatea prin care obligați să elimine aceste clauze? E vorba de acțiune în justiție, e vorba de alt... Ordin de președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, în cazul de față. Până acum nu prea ne-ați povestit. Cum e cu ordinul ăsta de președinte? Ordinul de președinte, operatorul financiar bancar poate contesta acest ordin, dar nu suspendă măsurile complementare. Și în cazul în care îi contestă și câștigă, există efecte asupra lui. Am putea să plătească la protecția consumatorului față? Vom vedea dacă câștigă. Se vede negru pe alb aici. Chiar îi rog să conteste. Acest comision de administrare a fărut în 21.06.2010 era inclus în contract care este, de fapt, înțelegerea părților și semnat de client? Nu este semnat de client. Dumneavoastră zice de a majorat de la 0, comisionul de administrare l-a majorat de la 0 la 0,3%. Dar în contract, atenție, în contract îmi scrie clar că acest comision de administrare este 0. Și mi-apare în grafic 0,3% majorat, de la 0 la 0,3%. Pentru că în contractul inițial am comisionul de administrare 0%, da? Și ulterior mi-l majorează, de la 0 la 0,3%. În ce perioadă a fost majorat? În 2010, 21.06.2010. Contractul în 2006. Acestea sunt contracte 2006-2007. În 2010 l-au majorat. Da. Fără ca respectivul client să fi semnat? Fără să fi semnat. Asta este. De unde a pornit investigația dumneavoastră? V-ați avut o sesizată? A fost o reclamație? Nu, au fost patru reclamații. Să nu mă pierd prin foi. Când au făcut? Marius Dunca, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, câteva explicații după ce autoritatea a câștigat un proces colectiv împotriva OTP Bank, în care clienții băncii reclamau clauze abuzive în contractele a două tipuri de credite. Peste 27.000 de români vor scăpa acum de clauzele abuzive. Colegul meu, Costin Anghel, a urmărit explicațiile oferite de Marius Dunca și vine cu detaliile. Costin, bun găsit! Ce înseamnă asta pentru ceilalți clienți ai băncilor? Bun găsit, poate fi un precedent, deocamdată această decizie, acest ordin de președinte îi obligă Banca Românească să elimine acele comisioane din cele două tipuri de credite. Asta înseamnă o rată mai mică pentru ei și, de asemenea, dacă vor alege să dea banca în judecată, ne spunea președintele NPC, își pot recupera și banii dați până acum, din 2010, încoace pe credite. Ideea, pe scurt, care este, în 2010 băncile trebuiau să elimine anumite tipuri de comisioane, le-au eliminat, după care în contracte au introdus alte comisioane fără ca măcar clientul să fie informat de ele, spune Marius Dunca, lucru care normal nu este corect și nu este legal. Au fost plângeri, după cum ați auzit, din partea clienților acestei bănci și s-a ajuns până la urmă ca aceste comisioane să fie scoase, da? La un termen 30 de zile cei de la Banca Românească să scoată aceste comisioane din respectivele contracte de credit, unul de nevoi personale și un credit ipotecar. Mulțumesc, Costin, pentru detaliile oferite. Continuăm știrile.